Viața noastră s-a schimbat odată cu carantina, iar comportamentele de cumpărare s-au schimbat și ele. Sectorul Horeca a tras obloanele, iar oamenii s-au trezit închiși în case cu una-două sticle de vin rămase întâmplător prin cămară sau frigider. Magazinele de vinuri, cele fizice cu vitrină la stradă, s-au trezit peste noapte, strangulate de lipsa clienților. În schimb, magazinele online de vinuri au primit un nesperat impuls, iar cifrele lor de vânzări au explodat, pentru că oamenii din casă au început să comande vin online, mult mai mult decât o făcuseră până atunci. La prima vedere am putea spune că e clar, online-ul e câștigător, offline-ul e învins. Dar oare chiar așa stau lucrurile? Cum au reacționat magazinele fizice la noua situație? Cât de pregătite sunt magazinele online să păstreze surplusul de clienți venit din offline și să continue discuția cu clienții pe viitor? Cum s-a schimbat comportamentul de cumpărare al consumatorilor în ultimele două luni? Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 3 al podcastului Intervin. Vom discuta în acest episod cu trei antreprenori din domeniul magazinelor specializate în vinuri, offline și online. Vom încerca să vedem ce părere au despre situația actuală și despre cea viitoare. Cum văd ei viitorul al business-ului lor, al relațiilor cu clienții și al producătorilor de vin români? Vom începe discuția cu Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine de pe calea Șerpan-Vodă 28 din București. Mihai, carantina te-a afectat și pe tine la fel ca pe mulți români. Cât mai vinde azi în plină carantină un magazin fizic specializat în vinuri? Să zicem că ar fi un paradox. Probabil datorită faptului că s-au închis restaurantele, lumea a cumpărat vinuri din magazinul fizic, cel puțin de la mine. Pe de altă parte, genul meu de magazin, cred că foarte multe dintre magazinele specializate, dar genul meu de magazin se bazează foarte mult pe relația directă cu clientul. Drept pentru care la mine, în general, chiar și în perioada când era ok, ponderea clienților întâmplători, cei care trec pur și simplu pe stradă și intră în magazin, versus clienții fideli, era mică, adică procentajul de clienți fideli era mai mare. Și atunci am fost mai puțin afectat, să spun, de treaba asta. A fost și Paștele, iarăși un element care a ajutat magazinele specializate, să zicem, adică oamenii și-au cumpărat pentru Paște, chiar dacă l-au făcut, să zicem, mai puțin oameni, dar totuși au luat niște vinuri. Din punct de vedere al magazinului meu, situația nu s-a schimbat prea tare. Repet, totuși, sunt convins că sunt magazine la care s-a schimbat mult, dar față de cât vindeam eu în mod normal, sunt acolo, cam în același loc, aș îndrăzni să spun, ceva mai sus. Am încercat să vedem și partea plină a paharului, online-ul. Am stat de vorbă cu Mihai Vasile, proprietar al magazinului online vinmagazin.ro, pe același subiect, al vânzărilor în perioada carantinei. Trebuie să recunosc că, mai ales înainte de Paște, am fost depășiți de numărul de comenzi. Nu reușeam să procesăm câte comenzi veneau pe zi. Dar business-ul diferă foarte mult. Sunt caracteristici diferite substanțial. În sensul că majoritatea comenzilor sunt mici, sunt date la limita acelui prag de transport gratuit. Sunt multe repere, oamenii au timp să experimenteze. Deci, mai pe scurt, în loc să vină comenzi de 12 sticle dintr-un reper, vin 6 diferite. Ceea ce pentru noi implică o alocare de resurse mult mai mare. Un număr de furnizori, ca timp de procesare și așa mai departe. Dar hai să vedem părerea unui proprietar de magazin de vinuri care are un picior în online și unul offline. Lucian Dan are două magazine fizice de vinuri în Brașov, Baric și Corona Boutique, precum și TheBattle.ro în online. Cum stau vânzările în centrul istoric al Brașovului? Dacă vorbim despre magazinul Baric, care se află într-o zonă turistică în centrul Brașovului, unde nu este nicio aglomerare urbană, centrul Brașovului fiind vizitat de turiști, magazinul Baric a ajuns la zero. Noi l-am închis undeva în jurul datei de 20 martie, încă se află închis și intenționăm să-l redeschidem după data de 15, când vor mai fi restricții de circulație. Iar celălalt magazin a rămas cam la aceleași vânzări, fiind situat într-o aglomerare urbană, un magazin de proximitate. Acolo nu pot să spun că am avut o scădere a vânzărilor. Iar în partea de online, vânzările, nu știu, au crescut ori 100, ori 200, foarte mult. Până atunci noi nici nu performam, cum vă spuneam, nu performam pe partea online, dar
dintr-o dată am fost nevoiți să performăm. Doar că linia noastră principală de business este reprezentată de distribuție către industria Horeca, pe aceea din păcate n-am mai avut ce să o compensăm. Dar partea de consumator final l-am compensat cumva din site-ul The Battle. Atât online-ul cât și offline-ul au punctele lor forte, dar și slăbiciunile lor. Încercăm să trecem prin ele alături de, să spunem, avocaților. L-am întrebat pe Mihai Vasile de la vinmagazin.ro dacă un online oferă ceva în plus consumatorului, în afară de comoditate, varietate mare și probabil preț competitiv. Așa s-ar vedea de deasupra, de, din afară, dar nu e chiar așa. Pentru că la noi este mult mai ușor să acorzi consultanța de care clientul are nevoie, doar că el încă nu simte lucrul ăsta și încă nu vede oportunitatea asta. Ca să mă duc la un magazin specializat de vinuri, două cartiere mai încolo, unde m-am obișnuit și mi-a plăcut și vânzătorul mi-a făcut o sugestie, mă gândesc cu două, trei zile înainte, mă duc până acolo, am două vinuri care îmi plac, am două pe care vreau să mi le recomande el, le-am luat și am plecat. După 10 minute îmi dau seama că poate ar fi trebuit să-l întreb și de altceva, lucru care nu prea mai e posibil. E, în online sunt oameni care și-au dat seama de oportunitatea asta și sună și de 4 ori pe zi să se lămurească în legătură cu o comandă de-a lor și de ce să fie aia și să nu fie cealaltă. Așadar, clientul de vin online obține informațiile navigând pe internet, dar și sunând la vânzător. Mihai Nicolici de la Private Wine ne spune cum se comportă clientul de magazin fizic, care are la dispoziție un asistent de vânzări, un consilier cu care poate sta de vorbă. Hai să zicem că putem să identificăm câteva tipuri de consumatori. Sunt consumatorii care beau la recomandare, nu neapărat la recomandarea unui cunoscător, cât la recomandarea prietenilor, în fine, astea gen folclor, așa, da, din gură în gură. Oamenii ăștia s-au dus, în opinia mea, mult către online și au cumpărat de acolo vinuri pe care le mai băuseră. Au mers pe partea sigură, domne, eu am mai băut vinul ăsta în viața mea și au luat de acolo. Deci ăsta este genul de consumator care poate mai venea în magazine din când în când, dar acum, pentru ca să fie safe, a comandat pur și simplu pe online. Și atunci există și genul de cumpărători care își mai doresc să afle tot felul de lucruri noi, ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai... Și atunci au nevoie de sfatul unui secen cunoscător, ca să nu-i spunem așa. Și oamenii ăștia în continuare au venit la magazin. Și bineînțeles că mai sunt, dar uite, nu fac parte dintre clienții mei, genul ăsta de persoane care au auzit ele de un vin, să duc și îl cumpără din supermarket sau din hipermarket, dacă îl găsesc acolo, dacă nu cumpără ce găsesc. Adică pentru ei vinul nu este ceva aspirațional. E o chestie pe care o bei și gata, cam s-a încheiat povestea. Lucrurile astea pe care le spui mă duc cu gândul către un mit des circulat, cum că magazinele fizice de vinuri ar fi elitiste, să spunem, de fiță, că merge acolo doar în ziua de salariu. Da, lumea are acest concept. Încă nu s-a schimbat și de tot, dar mă rog, e pe cale. Băi, nu intru în magazinul ăsta, că aici precis sunt vinuri scumpe, nu mă pricep, mă ia ăla la întrebări, nu sunt ok, nu e confortabilă lumea cu treaba asta. Și atunci dacă imaginea magazinului este una prietenoasă, că primul lucru e imaginea, da? Când se uită la magazin, se uită cum arată. Dacă magazinul arată deschis și vesel, deja un prag a fost trecut, clientul îi vine să intre, după care contează foarte mult ca persoana care îl întâmpină și care stă de vorbă cu el să nu fie foarte snoabă. Da? Și aici sunt câteva exemple în lumea vinului românesc, extrem de snob și de prețios și de, îți vorbesc de sus și așa, dar sunt și foarte mulți care sunt prietenoși, care încearcă să se apropie, care sunt pe același nivel cu cumpărătorul și încearcă să-l facă să iubească. Deci depinde foarte mult. Și după ce s-au întâmplat toate astea, clientul este deschis să cumpere. Și cam cât cumpără de obicei un client de la tine, de la Private Wine? Cu câte sticle pleacă în medie? Uite, e foarte interesant. Să știi că sunt unii consumatori care, hai să zicem, într-o proporție mai mică de 50%, care cumpără 3-4 sticle de fiecare dată. Sunt și unii care cumpără cu baxul direct, adică chiar dacă nu sunt toate 6 la fel, dar zice, domne, eu vreau să iau 6 sticle ca să mi-l pui într-o cutie, să pot să le car în mașină, să fie ok. Dar pe mine mă interesează un alt fel de consumator și eu am vreo câțiva, mi-ar plăcea să fie mai mulți, dar în fine, asta ține de specificul
oamenilor, oameni care să vină să cumpere o sticlă de vin, dar în fiecare seară. Este un client, da, genul ăsta de client sunt clienții ideali, adică sunt clienții care te pot ține foarte bine în priză, dându-ți o consecvență, pentru că altfel stai în valorile astea. Vin și se întâmplă exact așa. Clienții care cumpără mult vin toți în 2-3 zile pe lună, după care vânzările scad, ca medie, știi? Și atunci aceste vânzări sunt susținute de oamenii ăștia care vin și cumpără regulat. Așadar, ca să fac, să dau un răspuns direct la întrebarea ta, hai să nu spun 3 sticle, că o să zic că lumea care mă aude că mă laud, așa, că fiecare client cumpără în medie 3 sticle, hai să spunem 2 sticle, e decent. În online, clienții au migrat în număr mare dinspre magazinele fizice, evident forțați și de împrejurări. Pe câmpul online-ului s-au dat bătălii puternice pentru că fiecare magazin vrea să prindă cât mai mulți clienți. Am văzut pe Facebook postări sponsorizate și campanii de bannere, iar în Google campanii de AdWords. L-am întrebat pe Lucian Dan de la TheBattle.ro dacă a făcut ceva pentru a aduce mai mulți clienți în magazinul său online. Am făcut ceva acțiuni în sensul ăsta să-i atragem, dar clienții au venit și datorită contextului. Deși magazinul, site-ul TheBattle.ro are un an și ceva de existență, el nu performa și noi nu ne-am concentrat atenția asupra lui, dar acum cu noile condiții a devenit practic aproape singura sursă de venit și a trebuit să ne reorientăm, rapid către comerțul online. Mihai Vasile ne povestește despre eficiența campaniilor Google și despre cum a profitat vinmagazin.ro de valul de clienți din online. Campaniile noastre au fost exact ca cele dinainte. Nu am mărit bugetele, în schimb eficiența lor a fost mult mai mare. Deci vă pot spune că Google, de exemplu, a fost de 6 ori mai eficient decât era într-o perioadă normală. De aceea probabil că mulți investesc și mai mult pentru că este eficient. Înainte, având o rată de conversie mare, ne limitam cumva și nu luam în calcul acea rată de conversie, pentru că ar fi fost catastrofală din punct de vedere financiar, ci speram să obținem odată cu ea o fidelizare a clientului, un pic de brand awareness și așa mai departe. Dar acum este vânzare, adică orice leu pe care investești cu cap și în proiecte pe care le-ai început, nu cu luni, poate cu ani în urmă, devine foarte eficientă. Din păcate, nu se aplică și celor care încep acum să facă ceva, pentru că sunt foarte multe reglaje de făcut. Indiferent cât mai ai investi în agențiile cu care colaborezi, nu vei reuși să reglezi, să faci un fine-tuning imediat. E nevoie de luni de zile, cel puțin. Offline-ul nu s-a lăsat însă intimidat de campaniile online derulate și a răspuns cu idei îndrăznețe și creative. Una din ele este inițiativa Blue Times Partner, partener de vremuri grele, a magazinului Private Wine al lui Mihai Nicolici. Care e mecanismul și de ce Blue Times Partner? Eu sunt un mare iubitor al muzicii blues și ascult foarte, foarte multă muzică blues și atunci mi s-a părut că aș fi putut să leg iubirea mea față de muzica blues cu iubirea mea față de vinuri și le-am băgat în această formulare. Bun, dar ca să trecem. De-aia se numește Blue Times Partner și pentru că Blue Times înseamnă vremuri grele, de restriște, adică e concordant. Ce s-a întâmplat cu asta? Eu am dat fiecărui client mai vechi sau mai nou, sau nu are niciun fel de importanță, am anunțat că fac chestia asta, fiecărui client care a cumpărat în perioada asta de situație de urgență de la magazin, am dat o cartelă prin care certificam că este Blue Times Partner și asta îi conferea lui dreptul ca, începând cu data de 1 iunie 2020, când sperăm că se ridică toate opreliștele sau, în fine, revenim cât de cât spre normal, deci din momentul ăla toată viața, asta însemnând firește toată viața lui sau toată viața magazinului, în fine, toată viața, atâta cât voi putea să dau și eu sper să fie mult, va avea 10% discount. Este un discount de fidelizare și este un discount de ajutor. Și atunci am zis, bun,
trecem de această perioadă și pentru că vreau să vă mulțumesc că ați fost în primul și în primul rând alături de magazin, eu și doar eu magazinul vă voi da 10% discount de acum încolo la orice cumpărătură de la mine. Nu este o acțiune comună cu producătorii, eu nu am vorbit cu niciun producător să facem împreună acest discount, este pur și simplu discountul meu de la magazin. Și mai ai ceva, pentru că în marea majoritate a situațiilor, încercarea de fidelizare, care de fapt nici măcar nu e încercarea de fidelizare, cât este încercarea de a vinde cât mai mult, așa oarecum în disperare, creează niște anomalii. Noi am mai discutat, tu știi foarte bine, că dacă în perioadele astea eu îți vând un vin ție, care în mod normal costă 60 de lei, și ți-l vând acum cu 40 de lei, numai din disperarea de a te prinde să-mi dai niște bani, este foarte clar că după ce se va termina această perioadă, tu te vei aștepta ca tot 40 de lei să coste vinul ăla și nu-l vei mai accepta la 60 de lei. Dar aici este lipsa de viziune și lipsa de profesionalism a celor care merg doar pe ideea unor discounturi. Și în piață, în momentul ăsta, discounturile sunt uluitoare. S-a ajuns la 1 plus 1, 1 plus 2, adică 1 plus 2 înseamnă cumperi o sticlă și primești încă două. Criza economică bate la ușă, iar puterea de cumpărare a românilor va cunoaște o scădere. În condițiile astea, este oare posibil ca producătorii de vin să-și revizuiască prețurile? L-am întrebat pe Mihai Nicolici dacă, după părerea lui, prețul vinurilor de pe piață va scădea. E foarte posibil să fie așa. Li s-a închis un canal foarte important și acela este Horeca, adică restaurantele. Nu sunt pregătiți pentru că nu au nicio abordare coerentă pentru a intra în retail. Vorbesc de retail-ul mare, da, acum hipermarketuri și așa. Și ignorând orice alte elemente de marketing și de vânzare, da, se vor trezi cu niște stocuri foarte mari. Și pentru că, așa cum am spus, singura lor mentalitate de business este să dea cu prețul de pământ, vor da cu prețurile în jos, indiscutabil. Și atunci există o ciclicitate în lumea vinului, mai ales la producător. Ei trebuie să aibă rezervoarele goale prin august-septembrie, pentru că vine noua recoltă și vor trebui să stocheze, să fermenteze, în fine, să stocheze vinurile noi. Ca să faci asta, trebuie să regolești rezervoarele. Cu siguranță o să fie discounturi mari, dar aș arunca această provocare, că sună provocare, îmi dau și eu seama acum când o gândesc, să urmăriți voi toți care sunteți cumpărători, care sunt cramele care și respectă vinurile și consumatorul, și care sunt cramele care sunt disperate și nu își respectă nici vinul și nici consumatorul. Se vede foarte clar din această metodologie. Deci cele care își vor păstra o consecvență a prețului, înseamnă că și-au calculat de la început bine prețul, și cele care sunt disperate arată că și-au supraevaluat vinul din start, astfel încât să fie posibil acest 1 plus 1 sau 1 plus 2 și așa mai departe. Mihai Vasile de la vinmagazin.ro are o părere mai nuanțată legată de eventuala scădere a prețurilor la vin. Da și nu. Și aș începe cu nu. În sensul că, în opinia mea, vinurile foarte ieftine, de pe urma cărora se făcea profit doar din volume, vor cunoaște o creștere a prețurilor, pentru că nemai furnăduse acele volume, nu mai poți să mergi pe acela da o zbidim pentru că nu ți acoperi costurile. Dar vinurile din gama high-end, vinurile foarte, foarte sus poziționare, aici depinde de producător. O parte din ei vor ține prețurile acolo asumându-și o vânzare mai mică, alții probabil că vor mai renunța la prețuri pentru că acolo e loc foarte mult de scăzut. Lucian Dan, proprietarul celor două magazine de vinuri din Brașov, vede un viitor sumbru pentru unii producători de vinuri. El este de părere că mai mult de o treime dintre aceștia nu vor supraviețui crizei. I-am pus aceeași întrebare și lui. Va scădea prețul vinurilor de pe piață? Da, și cred că va fi un moment de reașezare a producătorilor. Probabil, eu zic că 40% dintre producători nu vor mai supraviețui în anul 2021,
n-o să-i mai regăsim. Oricum, oferta era foarte, foarte mare, se descurcau greu și înainte de criză. Probabil acum vor încerca să-și vândă ce stocuri mai au prin depozite, dar mi-e greu să cred că jucătorii vor mai fi pe piață în 2021, ținând cont și de criza economică și că industria Horeca a suferit un șoc. Greuț va fi să-și revină. În domeniul vânzărilor de vinuri, și probabil că nu numai aici, această perioadă de carantină a făcut o reașezare de forțe. Online-ul a primit un ajutor nesperat, iar offline-ul a fost testat exact în punctul său forte, fidelitatea clienților. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Vor putea magazinele fizice să-și păstreze clienții fideli? Magazinele online vor ști să continue discuția începută cu clienții nou câștigați? L-am întrebat pe Mihai Nicolici dacă vede o reîntoarcere a clienților înspre magazinele fizice. Nu știu ce să spun. Aș fi tentat să zic că da. Oricum eu asta voi face, voi încerca să rezist prin calitate. Acum dăm voi așa puțin să par un pic arogant, ceea ce oricum acuză multă lume că sunt, și să spun că se vor vinde Mercedes-uri și dacă lumea e plină de, să zicem, Volkswagen. Dar în continuare se vor vinde și Mercedes-uri, chiar dacă Volkswagen are un preț mult mai mic. Este o paralelă pe care cred că aș putea să o fac între magazinele fizice, offline, și cele online. Dacă vrei să-ți cumperi Mercedes, îți cumperi Mercedes. Așadar, una din soluțiile de supraviețuire pentru magazinele fizice este calitatea. Cât de ușor sau de greu va fi pentru magazinele online de vinuri să păstreze clienții care în această perioadă s-au orientat către ele? Mihai Vasile. Online-ul a primit pe tavă acest cadou care nu are nicicum conotații pozitive. Nu ne doream deloc să fie așa. Dar cine știe să-și fidelizeze clienții acum va avea de câștigat. Sunt clienți noi care intră pe o prima dată pe o ipotecă, după ce intră și a doua și a treia rămâne bătătorită și cred că cu greu va renunța. Adică avem clienți noi care în ultimele 6 săptămâni sunt deja la a treia, a patra comandă. Mi-e greu să cred că în momentul în care vom reveni la normal, toți dintre ei se vor întoarce la obiceiurile de a cumpăra direct de la raft. Își vor da seama că online nu e un pic mai ieftin, pentru că nu avem costuri așa mari cu chiriile și, mă rog, probabil mulți dintre noi au oferit servicii foarte bune. Livrările au fost foarte rapide. La noi, în general, pleacă în 24 de ore de la comandă vinurile spre clienți. Curierii ne-au ajutat mult în perioada asta, s-au mișcat foarte bine. Peste 99% din comenzi ajung a doua zi. După mai bine de 2 luni de carantină, la capătul tunelului se zărește luminița. Sigur, doar din punct de vedere medical. Mi s-a promis relaxare și evident că toată lumea o așteaptă cu nerăbdare. Cum văd proprietarii de magazine de vin această relaxare? Mihai Nicolici se gândește cu îngrijorare la unul din principalii diferențiatori care despart magazinele fizice de cele online, degustările. Cum vede Mihai Nicolici relaxarea de după carantină? Foarte neclar. Mie mi-este foarte neclar în acest moment ce se va întâmpla în momentul în care se va relaxa toată situația, se vor redeschide, se va da drumul la adunări de oameni. Mi-e foarte neclar. Problema mare este la evenimente, la prezentări, la degustări și așa mai departe. Asta e problema foarte mare. Eu nu știu dacă noi ne vom mai duce 25 de oameni în magazin la mine să facem o degustare de câteva ore, să mai ascultăm și muzică live sau teatru sau așa mai departe. Nu știu sigur dacă se va mai întâmpla asta. Eu îmi doresc să se întâmple, da. Odată cu încheierea carantinei, Mihai Vasile de la vinmagazin.ro se gândește pentru perioada următoare la o schimbare de poziționare a magazinului său. Ne-am dat seama că noi, Vin Magazin, ca strategie, nu vrem să ne transformăm într-un operator logistic, să mutăm 500 de paleți pe lună de colo-colo, și am vrea să ne poziționăm un pic mai spre zona premium, să facem o triere a partenerilor cu care lucrăm strict din perspectiva, adică motivul tot timpul va fi nivelul de profesionalism. E mult de crescut, deocamdată
după cum probabil intuiți, nu a fost nevoie. N-a fost nevoie să am oameni buni la vânzări pentru că vin oricum să vindea. Perioada de relaxare, în primul rând, cred că va duce un plus de moment ca volume, pentru că lumea va sărbători reîntâlnirea cu prietenii. Toți avem probabil mai multe cercuri de prieteni cu care o să ne întâlnim pe rând. Cred că va fi un impuls pozitiv și destul de semnificativ, cantitativ. Lucian Dan, proprietarul Baric și TheBattle.ro, ia ca reper anul 2019 și vede relaxarea ca un proces pe termen lung, un drum care are ca reper nivelurile anului trecut. Acum, din ce am văzut, relaxarea se va face treptat. Va dura un an până vom ajunge la nivelul din 2018-2019. Dacă ne raportăm la orașul Brașov, numărul de turiști străini, 1.300.000 de din 2019, nu-l vom mai egala anul ăsta. Acum, dacă ne referim la magazinul care avea target turiștii, o să dureze cel puțin un an de zile până când turismul va reveni la cotele din 2019. 2019 va rămâne probabil în istorie ca un an de referință la care ne vom raporta în mulți dintre anii următori, ca vânzări, cifre de afaceri, profituri sau nivel de trai. Aș vrea să încheiem totuși într-o notă optimistă acest episod și pentru asta am să mă întorc către un subiect strict legat de vin și care în contextul actual pare aproape imposibil, degustarea. Cum faci o degustare de vinuri în contextul distanțării sociale? Soluția există. Eu am rămas uimit aflând despre ele pe niște site-uri americane, însă iată că aceste soluții se aplică și în România. Mihai Nicolij ne spune cum se va derula degustarea online pe care o organizează pe 13 mai. Păi, mecanismul e așa. Am discutat cu enologul despre care, mă rog, hai să fim sinceri, se numește Catleia producătorul și enologul se numește Laurent Fefer. Am discutat cu el, am stabilit că vreau să facem o degustare cu vinuri care nu există pe piață în momentul ăsta, adică vinuri pe care încă el nu le-a lansat. Ce important a fost la treaba asta să găsim niște sticle mici în care Laurent să pună aceste vinuri, astfel încât unui om când are de participat la o asemenea degustare și are de testat 5 vinuri, să nu fie obligat să cumpere 5 sticle de 750 de ml odată și după aia să le și desfacă pe toate, că e inuman și costurile ar fi fost mult prea mari. Asta e prima. Și am găsit această variantă, deci sunt niște sticluțe mici de 200 de ml, a găsit Laurent, le îmbuteliază el special pentru numărul exact de persoane care vor participa. Fiecare persoană primește acest kit de degustare, să-i spunem, îl primește acasă, cei din București îl primesc direct de la mine, în sensul că mă duc să livrez eu. Deja am în Iași cineva care vrea să participe și acolo o să trimit prin curier. Și cum știi foarte bine, la degustările astea la mine, la Private Wine, fiecare își dă cu părerea. Este ceea ce vreau să se întâmple și la această degustare online. Ce vreau să spun despre genul ăsta de degustări este o modalitate de a ne revedea cu niște clienți, cu oameni cu care de obicei făceam degustările fizic, de a sta în priză în momentele astea în care nu avem voie să ne vedem fizic. O fac acum, o să mai fac de câteva ori, dar îmi doresc să nu se permanentizeze. Ceea ce îmi doresc eu de la degustări este să stăm față în față, să ciocnim un pahar, da? Adică să interacționăm. Asta ne-a lipsit tuturor în ultimele două luni, interacțiunea cu ceilalți. Și asta face vinul, adună oamenii în jurul mesei, le dă un motiv de a se simți bine și le oferă un subiect de discuție. Acesta a fost episodul 3 al podcastului Intervin. Eu sunt Geo Iordache și până data viitoare vă urez paharul sus!